Pe lângă acest subiect foarte concret și foarte practic, mai am doi invitați astăzi și sunt convinsă că lucrurile pe care ei o să le împărtășească o să vă ducă în cu totul și cu totul alt nivel de înțelegere al doTERRA și al ceea ce poate să facă doTERRA. Și trebuie să fac o mărturisire. A doua oară când am încercat produse doTERRA a fost la un curs de yoga, când nici nu știam că sunt produse doTERRA. Știam doar că instructoarea mea difuza ceva care era absolut fantastic și care mergea combinat minunat cu toate practicile pe care le făceam. Și de asemenea, în practica finală de relaxare, am simțit ceva ce n-am simțit în viața mea la yoga până în momentul în care mi-a aplicat pe tâmple ceva ulei. Mai târziu, reîntâlnit doTERRA și gama doTERRA cu totul, mi-am dat seama ce era și este un produs nelipsit. Printre uleiurile pe care eu acum le folosesc, am înțeles foarte, foarte profund modul cum acționează. Dar nu pot eu să vă explic, eu pot doar să vă spun așa din experiența personală cum a fost pentru mine. Am invitați două persoane care sunt practicieni și care practic au format o școală în acest domeniu și care mai mult decât atât fac asta împreună cu doTERRA și se îmbină extraordinar de bine. Recent au atins nivelul de Diamond și sunt extraordinar de fericită pentru ei și mă bucur să îi am împreună ca și cuplu în această seară alături de noi. Este vorba despre Simona Dărban și Dan Oroș. Bine ați venit, dragii mei! Microfonul nostru Da. funcționează, e ok? Acum funcționează, e foarte bine, vă auzim. Bun, perfect. Ok, Bună ziua încă o dată. pot să preiau controlul Sigur. ca să. Ok. Sigur, Dan. Preia controlul și Preia, ca să da, revin controlul și el cu partea tehnică. Dacă tu, Mihai, l-ai recunoscut că îți place să profiți și la orice astfel de întâlnire să ai invitați, noi cu siguranță toți invitații tăi suntem onorați că te-ai gândit să ne inviți și de asemenea nu am putut scăpa o astfel de oportunitate să vorbim despre produse care ne sunt dragi. Evident, toate produsele ne sunt dragi la doTERRA și între noi fie vorba, dacă nu, următorul produs pe care l-aș fi ales ar fi fost chiar Lifelong Vitality Pack, așa că am fost, da, kitul yoga este cel care pe noi ne-a încântat foarte mult și nu numai kitul yoga, o să vedeți perspectiva din care privim noi lucrurile. Însă, înainte de a intra în orice detalii, Cezara, dacă îmi dai voie să și Mihaela, de altfel, legat de Lifelong Vitality Pack, pentru că suntem consumatori de suplimente nutritive și am înțeles importanța lor de peste 15 ani, și de foarte multe ori, poate apare și această întrebare, suntem întrebați, bun, dar cât timp să folosim Lifelong Vitality Pack? Sau cum să luăm tot timpul? Lifelong Vitality Pack, da? Pentru că avem nevoie, cum a menționat de atâtea ori Cezara în prezentarea ei, să aducem, să completăm un organism și atunci dacă mănânci în fiecare zi, să ai în calcul și să iei suplimentele în fiecare zi. Dacă tu iei în calcul că 6 luni de zile poți să-ți permiți să nu mănânci, 6 luni de zile poți să-ți permiți și să nu iei Lifelong Vitality Pack, da? De altfel, există o teorie că dacă consumi suplimente nutritive sistematic, poți să faci hipervitaminoză și așa mai departe, dar când e vorba de un supliment bine făcut, bine dozat și natural, atunci așa ceva nu poate să apară. Deci eu personal sunt extrem de consecvent. De 15 ani, zi de zi, îmi iau suplimenții. Cred că în 15 ani, maxim de 10 ori, nu mi-am luat conform programului și știu foarte bine că sunt extrem, extrem de util. Cu toții avem nevoie și avem și noi niște rezultate, să zicem, de natură științifică care pun în evidență necesitatea de a utiliza suplimenți nutritivi. Peste 80% dintre oameni stau prost și foarte prost cu nivelul antioxidanților. Și cu asta n-am vrut decât să confirmăm tot ce a spus Cezara, dacă mai avea nevoie de confirmare, pentru că da, suntem promotorii cu toții, la doTERRA suntem promotorii unui stil de viață sănătos și chiar ne dorim
să consume cât mai mulți Life and Vitality Pack, pentru că e de bază și nu întâmplător este unul din produsele veterane, cum a menționat Cezara. Bun. Și să începem acum prezentarea noastră. Suntem, așa cum a spus și Mihaela, am atins de curând nivelul de diamant în doTERRA și ne bucurăm, pentru că asta nu face decât să arate faptul că am împărtășit cu suficient de mulți oameni, am dat mai departe totul, atât uleurile cât și oportunitatea. Însă ceea ce ne definește pe noi este chiar proiectul nostru de suflet, ce ne definește în principal, pentru că acum cumva ele s-au îmbinat într-un mod foarte, foarte frumos și armonios. Și acest proiect este Spanda Project, acea școală de dezvoltare personală și spirituală pe care am fondat-o împreună. Tot ceea ce predăm noi și dăm mai departe vine din experiența noastră practică, nu dăm mai departe decât lucruri pe care le-am testat și pe care le-am realizat. Avem peste 25 de ani fiecare, nu împreună, de practică, de practică yoga și dăm mai departe yoga tradițională, yoga fiind un mod de viață, fiind o stare, o atitudine la care ajungi și o permanentizezi în viața ta. Și nu o să intrăm în foarte multe detalii, pentru că nu este neapărat scopul acestei prezentări și pentru că nici nu o să avem timp, dar vreau să fac din start o diferență între yoga, cum este ea înțeleasă de cele mai multe ori ca niște exerciții fizice, un pic de stretching, nu e rău, e foarte bine, orice fel de exercițiu fizic ne face bine, dar yoga tradițională este mult mai mult, este, așa cum spuneam, o stare lăuntrică la care ai ajuns, o comuniune cu propria esență, cu ceea ce ai tu, ce reprezinți tu cel mai profund. Și pentru asta am hotărât să vă prezentăm kitul yoga din această perspectivă, să vă oferim o altă viziune, pentru că poate ați avut cu toții măcar curiozitatea să citiți pe site. Dacă nu v-ați luat cu toții kitul yoga, să-l aveți acasă, să-l folosiți sau măcar să-l aveți acasă de curiozitate. Mă gândesc că măcar din curiozitate cei mai mulți, cei care aveți conturi la doTERRA, aș citit despre el, v-ați interesat, aș citit ce conțin uleiurile respective. Știm că de fiecare dată când ne luăm un ulei nou e ca atunci când vine Moș Crăciun și repede să-l mirosim, să-l testăm sau când apare câte un ulei nou. Ei, poate pe mulți v-a reținut ideea faptului că fiind vorba de yoga, eu nu fac yoga, de ce mi-aș lua yoga collection? Ei, o să aveți o surpriză. Așa cum spuneam, yoga este un mod de a trăi, așa că avem cu toții nevoie de aceste trei uleiuri și o să vi le prezentăm din această perspectivă și pentru asta l-am invitat, pentru că inițial eram doar eu în această prezentare, dar l-am invitat pe Dan, pe partenerul meu în viață și în toate... Iubit partenerul, toate cele. Să ne prezinte, să fac o introducere în această perspectivă despre care vă vorbeam, ca să vedem de fapt în câte moduri și cum ne pot ajuta aceste mici trei sticluțe pe care eu cred că în urma acestei prezentări o să vi le doriți să le aveți în casă cu toții. Haideți să vedem. Bun. Yoga este cunoscut în primul rând ca fiind un sistem spiritual, însă există și ceea ce se numește starea de a fi în yoga. Starea de a fi în yoga, da, înseamnă să fii în stare de echilibru, echilibrat, armonios, să fii aliniat cu clipa prezentă și cu viața, cu esența ta. Pentru că viața se petrece aici și acum. Da? Nu în viitor și nici în trecut. Dar este necesar să ai o fundație solidă pentru a demara acest proces, da? Pe care apoi să construiești ascensiunea ta ca ființă spirituală și de asemenea să treci prin acest proces de elevare și expansiune a conștiinței. Pentru că până la urmă, când vorbim despre spiritualitate, este despre expansiunea câmpului conștiinței. Cu cât conștiința noastră este mai expansionată, noi avem o capacitate de înțelegere mai profundă, o viziune din ce în ce mai clară. Și odată cu aceasta apare ceea ce se numește cunoașterea de sine. Până la urmă, asta e scopul vieții,
cel mai profund, să găsim răspunsul cel mai profund la întrebarea cine sunt eu. Da? Cine sunt eu? Și dacă încă nu v-ați pus această întrebare serios, eu zic că merită să o faceți și uleiurile esențiale o să vă ajute foarte mult în acest proces. Da? Acesta e și motivul pentru care noi am optat să îmbrățișăm acest proiect. Pentru că inițial noi nu ni l-am dorit neapărat, dar am fost pur și simplu cuceriți de uleiuri. Și dacă a pomenit, Dan, despre expansiunea conștiinței și cum la modul acesta ajungem să cunoaștem, să ne cunoaștem pe noi înșine, cu adevărat, să cunoaștem care este esența, acest proces are nevoie de foarte multă energie. Și atunci energia ne extragem întotdeauna de la bază, de la contactul cu comunitatea, cu familia, cu rădăcinile noastre. Și o să vedem cât de frumos se leagă aceste trei blenduri cu toate aceste concepte. Sunt absolut convins că în ziua de azi sunt totuși destul de puțini oameni care consideră că noi suntem doar niște corpuri fizice. Da? Suntem mult mai mult decât atât. Evident, trăim aici într-o lume fizică și în primul rând suntem ancorați la aceste lucruri fizice, dar pe lângă corpul acesta fizic, noi mai avem și alte corpuri. Sunt diferite sisteme spirituale care vorbesc despre 7 corpuri, despre 9 corpuri. În yoga se vorbește despre 5 corpuri energetice. Da? Aceste corpuri energetice, de fapt, chiar și corpul fizic este un corp energetic, pentru că materia fizică nu este altceva decât energie condensată. Da? Deci avem corpul fizic, avem corpul eteric, astral, supramental și cauzal. Și aceste corpuri, după cum se vede în figură, sunt corelate cu primele 5 chakre, dacă sunteți familiarizați cu acest sistem, și cu cele 5 elemente fundamentale, pământ, apă, foc, aer, eter. Și ca să fie și mai ușor de înțeles, pentru cei care nu aveau până acum nicio noțiune de așa ceva și să facem ușor legătura cu uleiurile, nu este nimic nou, să știți. Corpul fizic cu toții îl conștientizăm pentru că la nivelul acesta este conștiința noastră. La nivelul corpului fizic sunt nevoile noastre cele mai urgente și conștiente. Însă și aici, apropo de asta, Lifelong Vitality Pack, din nou, da? Apoi mergem mai departe când vorbim de corpul eteric sau energetic, să știți că toate senzațiile pe care noi le resimțim, căldură, răcoare, vibrații amorțiale și așa mai departe, nu le simțim cu corpul fizic, le simțim exact cu acest corp eteric, da? Deci nu este nimic nou, nu venim neapărat cu ceva nou, nu am inventat roata. Și mai departe, corpul mental emoțional, toate emoțiile noastre își au acolo rădăcina. Da? Deci sunt lucruri la care până la acest nivel cam ajung cu toții, cu conștiința. Bun. Ce se petrece când noi, de exemplu, realizăm o tehnică spirituală, de exemplu, medităm sau când utilizăm uleiurile esențiale pure? Poate pentru unii este surprinzător că asociem așa foarte direct meditația cu uleiurile esențiale pure, însă ceea ce știm cu toții cei care am utilizat sistematic uleiurile este că majoritatea lor trezesc în noi o trăire care, să zicem, tinde, cel puțin tinde către o stare meditativă. Și atunci, efectele pe care le resimțim în timpul practicării unei tehnici spirituale sau atunci când mirosim un ulei esențial sau l-am aplicat pe corp sau l-am ingerat, se aseamănă și este vorba exact de ceea ce am spus mai devreme, e vorba de o expansiune a câmpului conștiinței. Noi suntem ființe care trăim aici în planul fizic, am spus, suntem în primul rând racordați la corpul fizic. Însă ceea ce suntem noi cu adevărat se află dincolo de acest corp fizic. Și atunci procesul spiritual este procesul prin care ne expansionăm de la nivelul corpului fizic, da? La nivelul corpului eteric, apoi la nivelul corpului astral sau mental-emoțional, apoi la nivel supramental, apoi la nivel cauzal și în cele din urmă ajungem la esența esenței, la nivelul spiritului. Însă, din punct de vedere al utilizării uleiurilor esențiale, în primul rând, ele ne ajută să ne expansionăm conștiința la nivelul
corpului eteric, da? Și când ajungem cu conștiința acolo, avem senzația aceea în care nu prea ne mai simțim corpul fizic, simțim vibrații fine, da? Ușoară senzație de încălzire, iar creierul nostru funcționează în domeniul undelor cerebrale alfa. Aceasta indică o stare profundă de relaxare. Da? Și uleiurile esențiale fac acest lucru și, bineînțeles, dacă noi combinăm, așa cum a putut constata Mihaela, o tehnică de relaxare cu utilizarea uleiurilor, vom putea ajunge mult mai ușor la această stare de conștiință în care noi să fim relaxați, interiorizați, liniștiți, echilibrați, în armonie. Pentru că funcționarea optimă a ființei noastre este determinată de armonia pe care noi o avem la nivelul tuturor acestor corpuri energetice. Iar cauza ceea ce se petrece în corpul fizic este întotdeauna la nivel energetic subtil, la nivelul acestor corpuri. Și revenind la modul cum acționează uleiurile, întâi ne expansionează până la nivelul corpului eteric, da? Iar apoi, dacă noi aprofundăm, vom ajunge chiar până la nivelul corpului mental, emoțional sau astral. Da? Aici e deja domeniul undelor cerebrale, teta, care înseamnă o stare extrem de profundă de relaxare și interiorizare și o stare în care corpul nostru se regenerează extraordinar de bine. Da? Aici se produce cu adevărat vindecarea profundă. Înțelegeți acum cum funcționează de fapt uleiurile, cum acționează, și aici vă fac o mică mărturisire, cei care ne cunosc știau asta. Noi am ajuns să folosim uleiurile de la doTERRA, pornind de la yoga și de la cursurile noastre de yoga. Ne fiind străini de uleiurile esențiale, le foloseam de peste 20 de ani, dar nu la asemenea grad de puritate terapeutică. Și ne-am luat primul kit de uleiuri exact pentru asta, pentru a vedea ce efecte produc în ființa noastră la toate nivelurile. Nu la nivel fizic, pentru că, sincer, nu ne așteptam la nivel fizic să producă asemenea efecte. Mai degrabă pe aceste niveluri subtile, mental, emoțional și așa mai departe. Și am rămas uimiți, e de ușor de înțeles dacă după 2 ani jumate suntem aici și suntem în plină ascensiune, pentru că am văzut cât de extraordinar acționează modul în care, în clipa în care inhalezi sau aplici topic sau ingerezi un ulei, acele molecule, particule dintr-un ulei esențial sau un blend, care acționează la nivelul corpului fizic prin neurotransmițător și funcționează pe baze hormonale și transmite tot organismul semnale să emită și să se producă acolo tot felul de mecanisme, să se pună în acțiune tot felul de mecanisme, în același timp însă ele acționează și din punct de vedere energetic. Ați văzut, deja e vorba despre relaxare, este vorba despre focalizare, deja putem, cred că cu toți am putut să facem câte o conexiune cu câte un ulei care ne relaxează sau ne ajută să ne focalizăm. Ei, și așa ajung și cei de la doTERRA să pună împreună pe baza acelor componente chimice, pe baza profilului chimic rezultat, blenduri care să ne ajute în trăirea anumitor stări, în a genera în noi anumite stări. Da? Ideea este că uleiurile acționează în primul rând la acest nivel mental-emoțional. Da? De aia tot timpul le corelăm cu emoții și așa mai departe. Majoritatea oamenilor nu sunt conștienți de acest nivel. Însă nu este niciun fel de problemă. Chiar dacă noi nu suntem conștienți, nu suntem capabili să accesăm conștient acest nivel al ființei, uleiurile acționează aici chiar fără să știm, fără să conștientizăm și generează efecte. Putem oarecum asocia această zonă a ființei cu ceea ce se numește subconștientul. Da? Și subconștientul e tărâmul emoțiilor și uleiurile lucrează exact cu această zonă a ființei și bineînțeles că prin tot ceea ce le fac, de fapt, realizează un proces de echilibrare, de armonizare, de vindecare profundă și, mai mult decât atât, de expansiune a conștiinței, de evoluție spirituală. Asta înseamnă evoluție spirituală. Acum,
Nimeni nu cred că va atinge iluminarea spirituală mirosind doar uleiuri, da? Să fie foarte clar. Însă, dacă noi utilizăm diferite tehnici spirituale, meditative, de respirație, corporale și așa mai departe și ne folosim simultan și de uleiuri împreună cu aceste tehnici, în mod sigur, eficiența acestor tehnici va fi mult mai mare. Da? Deci, categoric merită să le utilizăm și ele sunt extrem, extrem de eficiente. Și compania Dodara s-a gândit cu drag la noi, toți consumatorii, în clipa în care a formulat toate acele blenduri, începând cu Balance, cu toate blendurile emoționale, cu și ajungem încet încet la blendurile din colecția yoga, tocmai pentru a ne conferi aceste stări de conștiință care sunt atât de necesare în viața noastră de zi cu zi. Și de ce îmi place mie atât de mult această colecție, acest kit, pe lângă toate celelalte blenduri pe care le folosim, blenduri emoționale, și așa cum știm, toate uleiurile, fiecare single oil are efecte emoționale. Pentru cei care a studiat puțin în cărți de aromaterapie, vedeți că fiecare ulei, fiecare plantă vine, profilul chimic în sine și apoi energetic vine cu efecte emoționale. Revenind la kitul yoga, este cel care se adresează din punctul meu de vedere și prin viziunea noastră și prin ceea ce am experimentat noi, pentru că suntem obișnuiți de peste 25 de ani să trăim stări la voință, să recunoaștem stările pe care le trăim, stările de conștiință, și să urmărim să le amplificăm și să le elevăm mult. Aceste trei uleiuri, aceste trei blenduri din kitul Yoga Collection se adresează părții cele mai profunde din noi. Ne ajută cu adevărat să ne împământăm, să ne luăm energia, să fim calmi, stabili. Ne ajută să ne aliniem la axul ființei noastre, da? Align, și ne ajută să ne elevăm starea de conștiință. Și e cu adevărat ceea ce e necesar în viața noastră, a tuturor. Și din acest motiv consider că cele trei blenduri ar trebui să fie, poate nu întâmplător le-au făcut la 5 ml, să le putem purta cu toți în poșețică. Pentru că avem nevoie zilnic să ne asigurăm aceste lucruri pentru a ajunge cu adevărat să nu mai fim împrăștiați în toate direcțiile, să ne regrupăm, să ne recentrăm, să ne regăsim axul ființei noastre, să ne regăsim forța noi înșine și să putem acționa pentru a face o lume, o umanitate mai bună. Și cele trei uleiuri au fost genial gândite, pentru că, de fapt, primul anchor îți dă o bază, line îți dă echilibrul acela polar energetic care te duce către ax, și arise, ascensiunea aceasta a conștiinței, practic surprinde esența procesului spiritual. Și haideți să vedem fiecare, așa foarte scurt și repede, fiecare ulei ce face. Și o să începem cu Anchor, pentru că este cel de la care întotdeauna vrem să ne asigurăm baza. Așa cum vedeți, conține uleiuri esențiale extraordinare, o combinație de lavandă, cedarwood, frankincense, cine nu iubește frankincense, cinnamon bark sau scorțișoară, santal, un ulei prețios, black pepper și patchouli într-o bază de ulei fracționat de cocos. Toate aceste, fiecare din aceste uleiuri vine cu propriile proprietăți și efecte emoționale, însă combinate în această variantă pe care au găsit-o în mod genial cei de la doTERRA, susțin conexiunea cu propria ființă, întoarcerea la rădăcini, conexiunea cu familia, cu comunitatea de unde ne extragem energia, practic acest echilibru, o conexiune echilibrată și armonioasă în toate aceste sensuri. Se aplică pe încheieturi, la baza coloanei, pe tălpi. Ne putem bucura de efectele acestui blend în orice moment al zilei, dar în special atunci când ne simțim dezrădăcinați sau împrăștiați, că s-a tras de noi în toate direcțiile și nu ne mai putem regrupa, să simțim că avem așa o bază solidă pe care stăm, simțim că se mișcă apele sub noi, apelăm la acest blend și îl folosim în toate modurile, chiar și difuzat. Da? Pe lângă toate acestea, repet,
Recomand utilizarea acestor blenduri în orice moment al zilei, nu neapărat în practica yoga. Nu este necesar să fii adept al practicii yoga ca să le folosești, pentru că ele, credeți-ne pe cuvânt, o să-și facă efectul. Și aici vreau să vă povestesc o mică întâmplare, cum am intrat eu, prima mea experiență cu unul din blendurile din colecția yoga. La convenția de anul trecut, Convenția Europeană de la Londra, unde de altfel au și fost lansate aceste trei uleiuri, încă nu fusese reprezentate, dar știam că vor fi, pentru că auzisem de ele de la Convenția Globală din Statele Unite. Știam că sunt trei, știam care le e denumirea, mai multe nu știam despre ele. Eram la coadă să-mi cumpăr un rucsăcel din acela cu sigla doTERRA și a venit la mine Claudia, poate o să-și amintească, dacă, sigur o să-și amintească, Claudia Bogole, dacă o să asculte webinarul. Mi-a dat așa, mi-a pus încheietura ei la nas să miros și mi-a zis, ia miroase, zice ăsta. Și l-am mirosit și mi-a zis, e din Yoga Collection, atâta mi-a zis. Și l-am mirosit și m-am interiorizat puțin să văd ce stare trezește în mine acel ulei. V-am spus, avem practică în domeniul acesta. Și am zis, ok, pe baza stării pe care mi-a trezit-o, am zis, ăsta trebuie să fie Arise. Și s-a uitat Claudia cu ochii mari la mine și a zis, da, mă, așa e, Arise. Deci funcționează, da? Așa. Asta a fost prima experiență și evident că am fost foarte curioasă să le încerc și pe celelalte și acum am să vi-l prezint pe următorul, Align, o altă iubire a mea. Align adică un blend care te aliniază, te centrează, te aduce aliniat cu axul ființei tale. Conține uleiuri esențiale de bergamot, coriandru, care e o iubire a mea, măghiran, peppermint, iasomie absolut și rose, în bază de ulei fracționat de cocos și, așa cum ziceam, te ajută să te recentrezi, să fii deschis către toate posibilitățile care ți se deschid, să fii intuitiv, practic să ai încredere în tine, dar în tine ca ființă pură. Da? Deci acea încredere intuitivă care îți vine de la cea mai profundă și pură parte a ta. Folosim din nou acest blend în toate modurile posibile, vrem să-l aplicăm pe plexul cardiac, pe încheieturi în spatele gâtului, poate fi categoric utilizat și în timpul practicii yoga, dar și în afara ei și oricând în timpul zilei, în orice moment în care simțim că suntem descentrați, simțim că toate nebuniile astea din viața asta pe repede înainte ne-au tras în afară, către periferie cumva, da? Suntem ca un fel priși într-un fel de tornadă și noi am vrea să ne revenim în centru unde e liniște și pace. Apelați la acest blend Align. Și mergem mai departe la Arise, este Enlightening Blend sau blendul iluminării. Conține uleiuri esențiale de grapefruit, lemon, osmanthus, melisa și braț siberian. Este un blend care ne ajută să trăim o stare de stabilitate, dar acea stabilitate înaltă, după ce ne-am regăsit într-adevăr energia proprie, ne-am aliniat cu propria ființă, să ne stabilizăm acolo, să rezistăm la tot ceea ce apare în jurul nostru pentru a ne distrage, să avem acea încredere în sine, dar încredere în sinele nostru autentic, da? Să trăim o stare de libertate, de bucurie și ne poate inspira momente de înălțare și aspirație spirituală. Se aplică pe timp, tâmple, încheieturi și gât. Vedeți, dacă ați remarcat, oricum se aplică de jos în sus cumva, da? Fiecare blend, dacă vorbim despre baza, aplicăm pe tălpi, la baza coloane vertebrale, în zonele de puls și apoi urcăm cu fiecare blend, da? Și folosim acest blend atunci când dorim cu adevărat să trăim acea stare de expansiune a conștiinței, de înălțare. Și asta ni se poate petrece în orice moment al zilei când vrem să ieșim cu adevărat dintr-o situație pe care nu ne-o dorim, situație mentală, situație psihică, lăuntrică, putem să apelăm la acest blend. Așadar, vedeți că toate cele trei blenduri ne ajută și sunt aplicabile în viața de zi cu zi, așa cum spuneam, luați-le în poșețică, folosiți-vă de ele și vă garantez că veți fi uimiți de efectele lor, îndrăzniți să le folosiți oricând și dacă nu vă recunoașteți starea sau nu puteți neapărat să corelați starea cu ce blend ar fi momentul să folosiți acum,
folosiți oricare din ele, pentru că o să vedeți, așa cum am spus, sunt trei blenduri care se adresează unei părți foarte profunde din noi. Dincolo de faptul că, nu știu, blendul Balance ne echilibrează la modul general, că blendul Peace ne dă o stare de pace și așa mai departe. Aceste trei blenduri se adresează exact ființei noastre, cele mai profunde și adevărate, a ceea ce suntem noi cu adevărat, sufletului nostru, dacă vreți, spus așa puțin metaforic. Așa că vă invităm să le folosiți și să vă bucurați de ele.